Dragii mei, bine v-am regăsit în această zi de 2 decembrie 2014, imediat după Marea Sărbătoare a Românilor, care a fost ieri. Astăzi vă invit să fiți alături de mine și de invitatul meu, care este primul om al județului, și anume domnul Sorin Vasilescu, prefectul județului Hunedoara. Bine ați revenit la noi în platou, domnule prefect. Bine v-am găsit. Sunt încântat că sunteți pentru prima dată în emisiune cu mine în această televiziune și, bineînțeles, prima întrebare n-are cum fi alta decât cum vi s-a părut ziua de ieri, în care ați avut o zi plină, și la propriu, și la figurat. Ziua de 1 decembrie pentru toți românii reprezintă o sărbătoare, este ziua națională, o zi pe care cu toții o sărbătorim. Ieri am avut în județul Hunedoara, în mai multe localități unde s-a sărbătorit această zi. Eu am participat la Deva și la Hunedoara. După cum ați văzut, în afară de programul laic, a avut loc o ceremonie militară, o ceremonie în care structurile din județul Hunedoara, Ministerul Apărării, dar și alții, Poliția Locală din Deva, mă refer la Salva Montiști, și-au prezentat inclusiv o parte din tehnica din dotare. Pe această cale vor să le mulțumesc tuturor celor care au participat, atât structurilor din Ministerul de Interne, mă refer la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la Inspectoratul Județean de Jandarmi și la Inspectoratul Județean de Poliție, cât și tuturor celorlalți pentru modul exemplar în care s-au prezentat. De asemenea, tot ieri am avut o persoană deosebită, un învățător de la Bulzești, care a fost decorat cu ordinul de către președintele României și căruia l-am mânat în acest cadru festiv, într-un cadru în care se desfășura ceremonia militar, această distincție. Deci eu cred că hunedoreni au sărbătorit ieri într-un mod admirabil această zi de 1 decembrie. De asemenea, după masă am participat și la Hunedoara, unde iarăși într-un ceremonial militar și într-un cadru adecvat s-a sărbătorit această zi. Și în alte localități, în județul Hunedoara, s-au sărbătorit ziua de 1 decembrie. Aș enumera aici doar câteva dintre ele. Mă refer la Simeria, mă refer la Orăștie, la Petroșan, la Vulcani. Au fost principalele localități, alături de Deva și Hunedoara, unde ieri s-a sărbătorit ziua de 1 decembrie. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor hunedorenilor pentru modul exemplar cum s-au comportat ieri. Vreau să le doresc la mulți ani cu această zi națională noastră, care pentru toți este o sărbătoare pe care cu drag o sărbătorim și, bineînțeles, o și simțim în suflet. Care paradă vi s-a părut mai frumoasă sau mai deosebită? Dat fiind faptul că ați fost și la Hunedoara și la Deva. Au fost total diferite parăzile. Toate au fost frumoase. Undeva am avut mai multe forțe care au participat, dar Hunedoara a avut un specific local, un specific prin care am participat într-un marș de la Casa de Cultură, unde a avut ceremonia militar, până la în sensul giratoriu de lângă Hotelul Rusca, de unde iarăși ne-am deplasat până spre Parcul Copiilor, unde s-a amenajat pentru aceste sărbători de iarnă. Deci toate mi s-au părut deosebite. Îmi pare rău că n-am putut să particip și la celelalte festivități care s-au desfășurat cu ocazia zilei de 1 decembrie, dar din păcate nu pot să mă împart în alte orașe ale județului, noi fiind în afară de București, județul cu cele mai multe orașe. Cine a fost din partea prefecturii? În Orăștie, în Brad, în Hațe. V-am spus că nu putem să ne părțim în atâtea locuri. În general, fiind vorba de un ceremonial militar, persoana care primește onorul este reprezentată guvernul, respectiv prefectul, așa că trebuia să fiu în toate celelalte localități și nu aveam cum. Încerc în fiecare an să fiu în mai multe localități. În general, dimineața... Bănuiesc că e o luptă. Haide să-l luăm pe prefect la noi. Haide să vină și la noi. Da, facem eforturi astfel încât să putem să-i mulțumim pe toți. Și domnule, așa cum la deschiderea unui școlar mergem în câte 5-6 instituții de învățământ, așa și la
ceremonii militare care se desfășoară cu ocazia Zilei Naționale a Românilor. Încercăm să participăm la două, trei, pentru că mai mult, din păcate... Într-o zi ca asta, viteza chiar e importantă. Da, și viteza și orele. Unii le pun dimineața, alții le pun după masa. Sunteți recunoscut ca fiind un tip foarte exact, care vine la... atunci când a spus că vine. Domnule... Da, se pare că așa respect cetățenii, așa respect colegii, că am într-un care am stabilit o anumită oră ca să fiu prezent la ora respectivă, să nu întârziu, ca să nu le acord respectul pe care îl merită. Domnule prefect, am avut surpriza foarte plăcută să văd la Parada Națională din București prezența vânătorilor de munte de la Brad. E prima dată când brădenii, noștri, zic eu, sunt prezenți acolo și sunt și nominalizați foarte clar. Trebuie să fim mândri. Am fost mândru, sincer, să fiu, m-am simțit foarte bine. O unitate militară din județul Hunedoara, cea a vânătorilor de munte, o unitate de elită, a participat alături de vânători de munte din întreaga țară la această paradă militară cu ocazia Zilei Naționale. Am fost mirat și plăcut impresionat să văd și în Hunedoara și în Deva faptul că la temperaturi destul de zgârcite au fost oameni care au preferat să vină, să stea într-o temperatură mai rece, mai mică, într-un vânt mai dușmănos, așa, și să se simtă bine, să se simtă români, și radin pur și simplu sentimentul de patriotism. Ce s-a întâmplat cu românii? S-au deșteptat ei? Sunt altcumva? Simt că sunt în România și că e altcumva? Să știți că eu particip de 25 de ani la manifestări organizate cu ocazia Zilei Naționale și eu de fiecare dată am simțit mulți români, indiferent că m-am găsit în județul nostru sau la Alba Iulia sau în București. De fiecare dată am văzut mulți români, români inimoși, români care simțeau că imnul național și această zi reprezintă pentru ei un lucru deosebit. Se simțeau cu adevărat român această zi, mai ales când se cânta imnul național și mai ales când avea loc parada militară. Domnule prefect, aș vrea să ne uităm un pic foarte scurt peste anul care imediat va trece și să ne spuneți cam cum îl vedeți dumneavoastră, de la începutul anului până la sfârșit, venind de acolo de sus, de la Petroșani, terminând până la Brad, cam cum s-a dezvoltat județul, cum a mers toată treaba asta județeană. A fost un an în care s-a muncit și aș puncta câteva investiții care sunt în derulare în acest an și stadiul la care au ajuns ele astăzi. Bineînțeles, putem discuta că la ora actuală cea mai importantă investiție pe care o avem este autostrada Lugoj-Deva. Noi discutăm în principiu de tronsoanele 3 și 4 care se află la ora actuală în lucru. Tronsonul 4, cel de la Ilia până la Șoimuș, se află într-un stadiu destul de avansat. Sperăm ca la finele anului viitor să putem să îl dăm în funcțiune astfel încât să putem circula pe autostradă până la Ilia și să evităm acest calvar când traficul de pe DN7 trece peste podul de la Șoimuș pe autostradă. Știm cu toții că în acea zonă se formează frecvent coloane de mașini. Pentru noi va fi un lucru important. De asemenea și pe celălalt tronson de la Dobra la Ilia se lucrează din plin. Sperăm ca sfârșitul 2015, dacă nu în 2016, să poată să fie gata și acel tronson. Și tronsonul 2, totodată de la Dumbrăven până la Dobra, astfel încât să putem circula, sperăm, la sfârșitul anului 2015, dacă nu, la începutul anului 2016, să putem circula din Deva pe autostradă până la Nădlag, astfel să putem să avem ieșirea din țară pe autostradă. Pentru noi ar fi un lucru deosebit, pentru că știm cu toții care este calvarul circulațiilor actuale, indiferent că discutăm pe DN7 sau dacă discutăm pe DN78A, drumul spre Lugoj. Credeți este că principala investiție, mă refer ca și volum, mă refer ca și valoare. Credeți că dacă se va face acest lucru cu autostrada care să facă legătura între noi și Ungaria, între noi și centrul țării, investitorii ne vor găsi până la urmă? Așa se întâmplă că până la urmă mai repede au găsit Alba Iulia decât Hunedoara, cum bine a observat cineva. Să știți că investitorii ne-au găsit și până acum. Problema este că în momentul în care traficul rutier va fi mai ușor,
Eu mă gândesc că vom avea o deschidere mai mare, avem infrastructura rutieră pusă la punct, astfel încât și investitorii vor fi mai numeroși de cum sunt la ora actuală. Dar putem vorbi și despre balanța comercială a județului Hunedoara, care este una pozitivă. Deci în județul Hunedoara avem exporturile mai mari decât importurile. Dar aș continua cu celelalte investiții care sunt în derulare în județul nostru. O altă investiție importantă se referă la DN76, drumul care duce de la Deva până la Brad, mai departe Vârfurile până în Oradea. Și aici, în județul Hunedoara, la noi se lucrează pe două tronsoane, se lucrează pe Deva-Brad și pe Brad-Ionești. Cei doi constructori sunt POR pe Deva, de pe Brad-Ionești și Selina pe Deva-Brad. După atâta așteptare, după atâta calvar care a fost pe DN76-a, știm cu toții că în ultima perioadă se circula din ce în ce mai dificil, în sfârșit această investiție a început. A început destul de bine. Putem spune că la ora actuală cele două tronsoane de pe DN76, tronsoanele de județul Hunedoara, sunt cele mai avansate și sperăm ca la jumătatea anului viitor ele să fie finalizate. Este foarte adevărat că în această perioadă, cât suntem în lucru, circulația se desfășoară anevoios. Au fost chiar și 12 semafoare numai pe tronsonul de la Deva până la Brad, dar din păcate când se lucrează știm cu toții că este în regim de șantier și în regim de șantier nu putem să circulăm ca pe un drum pe care circula să desfășoară în condiții normale. Este o investiție importantă, eu cred că vom reuși ca anul viitor, cel puțin pe raza județului Hunedoara, să circulăm pe DN76 pe un drum nou, pe un drum modernizat, cu trei benzi, două benzi pe urcare, în unele porțiuni, cel puțin pe dealul mare, acolo unde știm cu toții cât de ai nevoie să circula pentru că era foarte mult trafic greu și erau mașinile greu de depășit în acea, exact, în acea porțiune. Deci o altă foarte importantă investiție care se desfășoară în această perioadă și care s-a demarat în cursul anului 2014, este DN76. Din păcate, autorizațiile de construcție s-au obținut relativ târziu și din cauza asta ritmul, cel puțin în prima jumătate a anului, a fost unul mai lent. Acest ritm majorându-se, fiind unul mult mai rapid în cea de-a doua jumătate a anului. O altă investiție importantă pe care o avem în județul Hunedoara se referă la DN66, la defileul Jiului, de la Livezeni până la Bumbeș și mai departe de la Bumbeș până la Rovinar, dar noi discutăm de ceea ce se desfășoară pe raza județului Hunedoara, pe partea de defileu care aparține pe județul Hunedoara, dar ne interesează întreg defileul pentru că este clar că avem nevoie de ieșirea până la Târgu Jiu ca această investiție să își aducă efectul scontat, astfel încât circulația se desfășoară în condiții mult mai bune. Lucrurile se desfășoară într-un ritm, eu zic așa, satisfăcător, deci nu bun, dar aici avem probleme cu restricționarea traficului și cu anumite perioade ale zilei când traficul este oprit, lucru care ne mulțumesc cetățenii județului Hunedoara, dar din păcate această investiție nu se poate derula decât în condițiile în care traficul este oprit pe anumite intervale ale zilei, pentru că sunt foarte multe lucrări, este o investiție majoră, o investiție de 130 de milioane de lei, o investiție care iarăși este atât de mult așteptată și după mulți ani de așteptare, în sfârșit am reușit să avem în curs și această investiție. Ea a început în cursul anului 2013, dar lucrările cele mai consistente s-au desfășurat pe perioada anului 2014. Sperăm ca până la finele acestui an să avem asfaltată zona de la Bumbești-Jiu până la Lainici sau cel puțin locurile care, unde lucrările au fost executate și unde a fost afectată partea carosabilă, să avem covor asfaltic turnat pe această porțiune. Care este data limită când se termină toată această lucrare? Data limită. Când se preconizează să fie gata lucrarea? Deci este vorba de 24 de luni de când această lucrare
a început, de când a fost dat ordin de începere a acestei lucrări. Este vorba parcă aprilie, mai 2013 a fost perioada în care ordinul de începere s-a dat pentru această lucrare. Și cam ce perioadă de garanție are o lucrare de asta, domnule prefect? Aș puncta faptul că depinde pe ce fonduri sunt investițiile. Avem investiții pe fonduri ce structurale. Investițiile pe fonduri structurale au garanții de 4 sau 5 ani de zile. Autostrada are o garanție de 4 ani de zile. De asemenea, avem investiții pe BEI, DN76 pe tronsonul, eu mă refer, Teva Ionești, da, el merge până la Oradea. Este o finanțare pe împrumutul de la BEI, Banca Europeană de Investiții. Aici garanția va fi de 24 de luni. Deci garanțiile care se dau pentru infrastructura rutieră sunt de minim 24 de luni și pentru cele cu fondurile europene, fonduri structurale, se ajunge până la 4-5 ani de zile, maxim. Evenimente bune și rele în 2014, domnule prefect. Da, acum tot în evenimente bune vreau să spun că în această perioadă se derulează investiția de mediu de la Complexul Energetic Hunedoara, termocentrala de la Paroșeni, o investiție de peste 65 de milioane de euro, investiție de mediu, o investiție care practic asigură funcționarea în bune condiții a termocentralei de la Paroșeni și implicit a unităților viabile de huilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, fără de care această termocentrală ar putea să intre pe infringement, penalități și într-o societate importantă pentru județul Hunedoara, Complexul Energetic Hunedoara, dacă am avea și penalități, vă dați seama că situația ar fi foarte dificilă. Deci, o altă investiție care este în derulare, ea a început în primăvara anul trecut, mai rețin exact, aprilie, mai când a început, în primăvara anului 2013 și durează 32 de luni până când ea va fi finalizată, o altă investiție importantă pentru județul Hunedoara. Mai avem, printre investiții, aș mai aminti centura municipiului Brad. Știm cu toții că circulația pe centura municipiului Brad era aproape e insuportabilă, pentru că se circula foarte, foarte 40, greu. 40-50 de kilometri la oră. Era maxim, mult, 40-50 da. De kilometri la oră și traficul greu circula în condiții dificile, traficul ușor fiind prin municipiul Brad. Deci, nu am enumerat toate investițiile care se derulează la ora actuală în județul Hunedoara, dar am enumerat principalele investiții care se derulează, investiții în infrastructură, investiții în mediu, astfel încât vedem cu toții că în acest an nu s-a stat, în acest an s-a muncit, au muncit constructorii și bineînțeles au muncit toți hunedorenii pentru că inclusiv am spus activitatea de export și producția industrială în județul Hunedoara au funcționat în condiții bune dacă ne referim la o creștere economică undeva în jur de 2,5-2,6% cât este la nivel național și noi ne găsim în trendul național. De cât timp avem această creștere economică? Păi creșterea economică este continuă. Deci anul trecut a fost la nivel național o creștere economică de 3,5% a producției interne brut. În acest an, v-am spus, 2,5-2,6% creșterea economică. Mă refer la primele 9 luni ale anului. Deci mai suntem județ cu 2014 comparativ cu 2013. Nu, acesta este, noi zic, când suntem în trendul național. Da, deci da, mergem pe trendul național. Deci discutăm din punct de vedere macroeconomic, atât la nivelul țării, cât și la nivelul județului Hunedoara, lucrurile evoluează bine. Dacă am sta și la celelalte capitole la fel de bine cum stăm la evoluția creșterii economice, mă refer la creșterea produsului intern brut, și de ce nu chiar și la excedentul comercial pe care îl avem în județul Hunedoara, lucrurile s-ar vedea mult mai frumos. Spuneți-mi, cum stăm cu forța de muncă? Cam câți șomeri mai are județul? Cum vedeți evoluția în 2015? Pentru că, de fapt, județul este populat cu oameni care așteaptă mult de la actualul guvern. Și câteodată asta poate fi bine, câteodată poate fi rău. Când aștepți mai mult decât poți, când e o problemă. Sunt mari, dacă așteptările sunt mari, atunci s-ar putea să
nu pot să ofer satisfacție da. La dorințele care sunt și atunci s-ar putea ca să-i dezamăgești. Eu pot să vă spun că rata șomajului este la 5,1%. Este în trendul care a fost avut loc și în anul 2013. Pot să vă spun că prin investițiile care le avem în derulare, dar mai ales prin măsurile pe care le-a luat guvernul, și mă refer aici la două din măsurile economice importante care stimulează crearea de locuri de muncă și stimulează investițiile, vom reuși ca să avem atât un număr de locuri de muncă mai mare, cât și totodată să avem o creștere economică. În primul rând m-aș referi la scăderea contribuției de asigurări sociale a CASE-ului, respectiv cu 5 puncte procentuale, ceea ce este enorm. Dacă acum câțiva ani de zile aveam o creștere cu 5 puncte procentuale a TVA-ului, de data asta avem o scădere a contribuției de asigurări sociale cu 5 puncte procentuale. Eu cred că trendul este invers, din minus, din o creștere a fiscalității. De data aceasta avem o scădere a fiscalității și eu cred că aceste 5 puncte procentuale pe care le avem în minus la CASE va stimula crearea de locuri de muncă, va stimula creșterea salariilor, pentru că mulți din administratorii marilor firme au spus că în momentul în care CASE-ul se reduce cu 5 puncte procentuale, acele 5 puncte procentuale nu le vor muta în profit, nu-și vor majora profitul, ci vor crește salariile angajaților cu cele 5 puncte procentuale. Bineînțeles, aceasta este la latitudinea angajatorului, acesta putând opta ca să crească salariile cu 5%, putând opta ca să crească investițiile cu 5% sau, bineînțeles, pot opta ca să crească profitul cu 5%. Eu sper ca angajatorii să opteze pentru una dintre cele două posibilități, sau creșterea salariului cu 5% sau creșterea investițiilor cu 5%. Tot în acest an, guvernul a scutit impozitul pe profitul reinvestit, o altă posibilitate de crearea locurilor de muncă, pentru că știm cu toții, în momentul în care sumele pentru investiții sunt mai mari și locurile de muncă care se vor crea vor fi mai multe. Sunt două măsuri importante care au fost luate în acest an de către Guvernul României, respectiv scăderea fiscalității cu 5 puncte procentuale la contribuția de asigurări sociale și neimpozitarea profitului reinvestit, măsuri care pot ca în cursul anului 2015 să ducă atât la o creștere a numărului de locuri de muncă, cât totodată și la creșterea produsului intern brut și, bineînțeles, să ajungă în final la creșterea nivelului de trai al cetățenilor pe care ne-l dorim cu toții. Spuneți-mi, în legătură cu acțiunile de combaterea corupției, a fraudei fiscale și a infracțiunii economice, ce s-a făcut în 2014? Au fost câteva acțiuni de succes care chiar au arătat, uite domnule, sunt și oameni care își fac datoria și prin păștea răi și ticăloșii care efectiv ne iau banii din buzunar și noi nu știm, nici măcar nu simțim. Da, categoric, cu cât evaziunea este mai mare, cu atâta taxele pe care le plătim dar trebuie să fie mari, pentru că trebuie să acoperim cu ceva această evaziune și este incorrect pentru cetățenii României ca să plătească prin taxe și impozite aceste sustrageri de la plata impozitelor, această evaziune fiscală. După cum știm, încă din anul 2013, la nivel național, în cadrul ANAF-ului a fost înființată Direcția Antifraudă. Antifrauda, care este o instituție complexă, aceștia putând să facă și analize economice și se bazează foarte mult pe faptul că pot să urmărească fluxurile de bani, practic pe unde reușesc ca această evaziune să poată să o treacă prin contul astfel încât să ajungă în posesia ei. Aceste moduri de a verifica prin antifraudă au avut rezultante spectaculoase, atât la nivel național, prin raportul de inspecție fiscală pe care l-au făcut inspectorii de la antifraudă, cât și mai ales printr-o parte din aceste rapoarte de inspecție fiscală care au ajuns la principalele
sau două din parchetele naționale, mă refer atât la DIICOT, cât și la Direcția Națională Anticorupție. DIICOT-ul ocupându-se în general cu evaziunea fiscală, cel puțin acolo unde evaziunea fiscală depășește 500.000 de euro, și DNA-ul are în principal acțiunea de corupție. Știm cu toții că la nivel național au fost foarte multe cazuri de evaziune fiscală și de corupție care au fost mediatizate și bănuiesc că nu se vor opri aici. De asemenea, prin aceste acțiuni pe care le-a făcut antifrauda, la nivel regional, și aici aș puncta faptul că centrul regional al antifraudei este la Deva, deci la noi avem sediul pentru cele patru județe din regiunea vest, Hunedoara, Timișoara, Carașu și Aradu. Și dacă stăm să ne uităm, nu atât la recuperările pe care le au ei, pentru că acestea s-ar putea să fie nesemnificative, încă neputând să cuantificăm cu rezultatele care le-au avut în anii precedenți, pentru că, cum am spus, de-abia la sfârșitul anului 2013 a fost înființată antifrauda, dar dacă stăm să ne uităm la încasările pe care le-a avut ANAF-ul pe cele 10 luni de zile, încasările ANAF-ului au crescut cu 5,5 puncte undeva procentuale. Undeva cineva s-a gândit, haideți să-mi plătesc anul, banii. Da. Da, față de anul precedent. Și nu cred că s-au gândit că dintr-o dată i-au apucat seriozitatea și corectitudinea ca să plătească la bugetul de stat. Cred că măsurile de coerciție pe care le-au luat instituțiile statului, aici discutăm de antifrauda, măsurile de coerciție care le-au fost ei, le-au luat dânsii, au fost cele care i-au constrâns, cele care i-au presat pe cetățeni ca aceștia să-și plătească taxele și impozitele. Bineînțeles, discutăm de o reducere a evaziunii, încă evaziunea la nivel național este destul de mare, dar prin aceste acțiuni eu cred că evaziunea va scădea. Eu cred că dacă va scădea evaziunea, impozitele care se vor colecta în plus la bugetul statului vor putea ca să se materializeze în servicii mai bune pentru cetățeni. Și nu trebuie să omitem că este pentru prima dată după mulți ani când după 10 luni de zile bugetul de stat a avut un excedent bugetar de 0,2 puncte procentuale, ceea ce pentru România, un stat care avea deficite bugetare consistente, înseamnă un pas în plus. Sperăm că acești bani care se colectează la bugetul de stat să se materializeze în nivelul de trai, să se materializeze în servicii pentru populație de o calitate mai bună, și știm cu toții că deja, începând cu anul 2015, se văd unde se duc aceste sume care au fost colectate în plus la bugetul de stat și bugetul asigurării sociale. Una dintre ele este tocmai reducerea CSE-ului cu 5 puncte procentuale, a doua este tocmai neimpozitarea profitului reinvestit, o a treia este creșterea pensiilor cu 5% începând de la 1 ianuarie 2015, numai câteva din domeniile care beneficiază de aceste venituri în plus care au fost colectate la bugetul de stat și bugetul asigurării sociale prin prestația pe care au instituțiile statului, și discutăm acum de antifrauda de la ANAF, o instituție care s-a făcut deja simțită, s-a făcut respectată și o instituție care să sperăm că va reduce evaziunea fiscală. Vreau să vă întreb ceva despre relația autorității prefectului și a prefecturii cu sindicatele. Ați avut mișcări sindicale semnificative în 2014? Sau zvârcoliri de-astea sindicale? Noi avem un dialog permanent cu sindicatele și cu patronatul, atât în cadrul Comisiei de Dialog Social, da, cât și în întâlnirile pe care le avem periodic cu dânsii. Putem spune că în acest an nu am avut mișcări sociale de amploare, dar am avut un dialog, am depus toate eforturile astfel încât să încercăm să rezolvăm problemele în măsura posibilităților pe care le avem noi, și dacă nu am reușit prin mediere să putem să rezolvăm aceste probleme sau dacă ele ne-au depășit, pentru că nu era de competența noastră, era de competența ministerilor, am apelat la miniștri de resort și aș puncta că la două din comisiile de dialog social care s-au desfășurat în acest an au participat doi miniștri, respectiv doamna ministru delegat pentru dialogul social, doamna Aurelia Cristea, la o comisie de dialog social care am avut-o cu principalele confederații sindicale din județul nostru, la celălalt
Confederației Sindicale Alfa. De asemenea, am avut o comisie de dialog social cu participarea ministrului delegat pentru energie, domnul Răzvan Nicolescu, cu sindicatele din Complexul Energetic Hunedoara, dar la care au participat și alte sindicate, la cererea sindicatului Muntele, care este afiliat la Cartel Alfa. Două din aceste comisii, v-am spus, au fost cu participarea miniștrilor de resort, miniștri pe care eu am solicitat în momentul în care am considerat că problemele pe care dânșii le solicitau erau de competența ministerelor. Cei de la Cartel Alfa au solicitat modificarea legii dialogului social, iar cei de la Sindicatul Muntele din Cartel Alfa, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, au solicitat sprijinul ministrului pentru problema dificilă cu care ei se confruntă. Știm cu toții că în Complexul Energetic Hunedoara se produce energie termo, o energie scumpă, o energie care se bazează pe huilă. În lume, energia termo este mai scumpă decât marea majoritate a celorlalte energii. Mă refer la energia hidro, la energia regenerabilă. Da, energia hidro, energia nucleară, regenerabilă, așa cum s-a spus dumneavoastră. Și faptul că ei se găsesc pe prețul zilei următoare, unde prețul per megawatt este mult sub costul de producție, am solicitat ministrul pentru a găsi soluții. Ei au fost sprijiniți și la ora actuală depunem eforturi consistente, astfel încât să putem să ajungem la un preț de cost, plus sprijinul pe care îl primim din partea guvernului, astfel încât să putem să ne închidem cu veniturile pe cheltuielile pe care le avem, sau, dacă nu reușim, măcar în urma investițiilor care se vor derula în cadrul Complexului Energetic Hunedoara, într-o perioadă de 3 ani, până în 2017, încă mai avem acest contract pentru serviciile de sistem, să reușim măcar până în 2017 să ajungem la un preț de cost apropiat de 40 de euro pe megawatt, astfel încât să avem siguranță în viitorul Complexul Energetic Hunedoara. Cum e perceput județul nostru la Guvernul României și cum se poate determina schimbarea, adică o atitudine bună, pozitivă a guvernului, a guvernanților, față de județul nostru? Atunci când mergeți cu o problemă, eu știu lucrul ăsta, că trebuie să convingi și să dai dovadă de mare și un profesionalism pur acolo. Pentru că sunt oameni care văd multă lume, au multă treabă într-o zi, și dacă nu l-ai convins în primele minute, s-a cam dus toată tărășenia. Pierzi. Cum au existat situații de genul ăsta când a trebuit să convingeți un ministru să facă ceva pentru județul nostru și ați reușit? Cum? Acum 4 ani de zile spuneați că vă place să fii cel mai bun în orice. Așa ați spus dumneavoastră. Am zis că când mă implic într-un lucru, vreau să fac un lucru de calitate. Dacă tot îl fac, să-l fac cel mai bine. Acum 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate, ei, bravo! Categoric am apelat de multe ori la miniștri, chiar la premierul României, ca să ne rezolve probleme ale județului Hunedoara. Nu doar problema complexului energetic Hunedoara, este una la care am apelat atât la domnul premier, cât și la domnul ministru al energiei, atât actualul ministru al energiei, cât și fostul ministru al departamentului pentru energie, adică atât al actualului ministru, domnul Nicolescu, cât și la fostul ministru, domnul Niță. La fel am apelat la ministrul educației și, bineînțeles, la premierul României pentru amnistia unei hotărâri judecătorești asupra salariilor profesorilor. Ei au câștigat într-o primă instanță, au pierdut în instanța a doua, respectiv la Curtea de Apel. Și alte probleme care le-am avut de fiecare dată, ca să pot să fii convingător și să înțeleagă problema pe care o ai și necesitatea, pentru că această problemă trebuie să fie rezolvată, trebuie să fii foarte bine documentat. În toată activitatea mea de prefect, de fiecare dată am lucrat cu toate părțile implicate, ne-am strâns cu toții la o masă rotundă și i-am ascultat pe fiecare cu problema pe care au, cu soluțiile,
pe care l-am avea ca să putem să rezolvăm această problemă, care ne depășea și am fost nevoiți ca să apelăm la Ministerul de Resort sau, de ce nu, chiar la Premierul României. După mai multe întâlniri, după ce am coagulat foarte bine atât problema, cât și soluția pe care am avut-o, bine documentat, m-am dus la Ministrul de Resort sau la Premierul României și i-am prezentat problema. Și, bineînțeles, am fost în stare să și răspund la toate întrebările care mi s-au pus. Acolo ești întrebat, temir ce? Păi, acolo ești întrebat, bun, ai problema asta cu complexul. Dau un exemplu, complexul energetic Hunedoara. Da, da. De ce ai nevoie pe piața liberă, ce ai nevoie ca să poți să rămâi în piață? De ce ai nevoie ca să poți să-ți derulezi o investiție? De ce ai nevoie? Deci tot timpul te întreabă de ce ai nevoie, cum justifici? Și, bineînțeles, până la urmă, este și o problemă nu neapărat de eficiență economică, pentru că, v-am spus, în cadrul complexului Hunedoara suntem încă departe de eficiență economică. Dar ai nevoie ca să demonstrezi că, până la urmă, în timp vei reuși ca ajungi pe profit. Înțeleg. Sau dacă e vorba de un serviciu social, trebuie să punem problema importanței acelui serviciu și ce plusuri, ce efecte pozitive aduce unei structuri de personal, unei categorii sau, bineînțeles, întregului județ. Deci, trebuie cu temenicie făcut o analiză, trebuie înțelesă foarte bine problema, trebuie găsite soluții și trebuie convins cu argumente că avem nevoie de acel sprijin. Și pot să vă spun și cu satisfacție faptul că problemele cu care ne-am dus, care au fost probleme pertinente, au fost soluționate și de cele mai multe ori chiar așa cum noi le-am propus. Bineînțeles, ele s-au materializat în sume foarte importante de bani, dar fără acești bani, din păcate, nu puteam să rezolvăm problemele și aveam probleme și economice și sociale grave. Aș menționa un fapt. Numai complexul energetic Hunedoara este sprijinit prin servicii de sistem de către Guvernul României cu aproximativ 16 milioane de lei lunar. Lunar. Faceți un calcul și vedeți numai cu aceste servicii de sistem cu cât este sprijinit județul Hunedoara. Pentru ca cel mai mare agent economic, complexul energetic Hunedoara, care și din punct de vedere economic și din punct de vedere social este... Extrem de important pentru că atinge o latură foarte mare, nu numai cei care lucrează acolo, da, nu numai acest agent economic care are o cifră de afaceri undeva în jur de 200 de milioane de euro, ci inclusiv pe verticală vor avea de suferit atât economia cât și, bineînțeles, problemele sociale pe care le-am avea, locurile de muncă care s-ar pierde pentru angajații acestui complex și pentru familiile lor. Decentralizarea, domnule prefect. Avem foarte puține minute la dispoziție. Ne-ar trebui încă o emisiune și jumătate. Da. Știm cu toții că încercăm ca decizia rezolvării unor probleme să o mutăm de la București spre regiuni, spre județe. Un proces profund care urma să se desfășoare în această perioadă, din păcate, pentru că primul pas pe care trebuia să-l facem pentru această regionalizare, pentru această descentralizare, era modificarea Constituției, exact, astfel încât, din punct de vedere administrativ, să avem ca formă de organizare și regiunea. Nu am reușit să avem o Constituție nouă și, din punctul ăsta de vedere, regionalizarea, practic, astăzi, în România, este blocată. Ministerele au făcut unele descentralizări în anumite domenii, în anumite ministere. Am spus, antifrauda este una din ele. ANAF-ul, Direcția Regională a Finanțelor Publice, este o altă regionalizare, o altă deconcentrată care este regionalizată. De asemenea, dacă discutăm, Inspectorul de Stat în Construcții este regionalizat, ITRSV-ul, sunt câteva instituții care la ora actuală funcționează ca instituții descentralizate, regionale. Eu cred că este important ca, dacă vom avea o nouă Constituție, sau când vom avea o nouă Constituție, mai bine zis, să
fiind foarte profunzi în a face această regionalizare, să vedem exact ce se poate descentraliza și ce nu se poate descentraliza. Exact. Ce putem să mutăm la regiune și ce trebuie să păstrăm la nivel de județ. Dar un lucru mi se pare important și benefic, faptul ca să mutăm decizia de la nivelul ministerului la nivelul regional. Pentru că eu consider că noi cei din teritoriu, indiferent că se numește județ sau că se numește regiune, noi din teritoriu vedem cel mai bine care este problematica, care sunt nevoile, care sunt posibilitățile de a face anumite investiții, mă refer atât în domeniul economic, social, astfel încât comunitatea să simtă foloasele în urma acestor regional, să vadă că i s-au ușurat problemele pe care le are sau, de ce nu, investițiile în infrastructură de care are nevoie sunt mult mai consistente. Din punct de vedere al investițiilor mari, este benefică regionalizarea, pentru că marile investiții, în general, se derulează pe regiuni, mai puțin pe județe. Și din cauza asta vedem anumite drumuri care, într-un județ, sunt modernizate, reabilitate și în alte județe ele se prezintă într-o... Dar a existat o luptă, domnule prefect, acum 2 ani de zile și acum un an de zile, pentru centrul administrativ al unei regiuni. Știm și noi că s-a spus, domnule, regiunea 5-a să fie așa sau acolo cumva. Noi unde vom fi atunci? Vom fi în avantaj? Vom fi în pierdere? Timișul e destul de aproape față de București. Dar tot Timișul și-a atras foarte multe investiții față de noi. Păi, acum știm cu toții că Timișul este mai aproape de... Este la granița de vest. Și fiind la granița de vest, puterea economică a județului Timiș, orașului Timișoara, este mult mai mare decât puterea economică a județului nostru. Deci, dacă o luăm doar din punct de vedere al investițiilor atrase, al sumelor atrase, categoric Timișoara a atras mai multe investiții, a creat mai multe locuri de muncă decât noi. Dar puterea economică a Timișului este mai mare decât puterea economică a județului Hunedoara. Dacă ne-am comparat cu Caraș, lucrurile ar fi altfel. Noi am stat mult mai bine ca și Carașul. Nu cred că lucrurile se pun așa. Întotdeauna poate fi mai rău, nu? Nu cred că lucrurile trebuie să se pun așa. Trebuie lucrurile să fie puse în sensul în care, în urma regionalizării, toți avem de câștigat. Și Timișul, și Hunedoara, și Carașul, și Aradul. Deci asta trebuie să obținem în urma regionalizării. Un nivel de trai mai ridicat, servicii sociale de o calitate mai bună și mai puțină birocrație. Dacă vom reuși să realizăm o bună parte din aceste lucruri, înseamnă că regionalizarea merită făcută și va fi un lucru benefic. Dacă nu se va reuși o dezvoltare unitară a regiunii și va fi o polarizare spre centrul de regiune, asta înseamnă că regionalizarea nu este benefică și nu ne aduce avantaje. Și trebuie să analizăm problema de asemenea natură încât să aducă beneficii tuturor cetățenilor din acea regiune. Cum vedeți județul Hunedoara în viitor? Spre ce se va orienta? Dezvoltare în sensul turismului, a industriei, altor domenii? Bine, categorică, dezvoltarea noastră nu poate să fie o zonă într-o singură direcție. Ea trebuie să fie pe mai multe direcții. Trebuie să se dezvolte și industria și aici aș puncta faptul că în județul Hunedoara, în anul 2013, exporturile au fost mai mari decât importurile. Este un lucru care ne surprinde pe mulți, dar avem multe investiții în județul Hunedoara. Se fac exporturi destul de consistente. Deci, la nivel național știm cu toții că balanța comercială a României este una deficitară, este în deficit. Noi avem exporturile mai mici decât importurile. În județul Hunedoara, în anul 2013, a fost invers. Și trendul pe 2014 se menține. O să vedem la sfârșitul anului cum vom încheia, dar eu sunt optimist și cred că și în acest an vom avea un excedent comercial, adică exporturile mai mari decât importurile. Deci avem nevoie și de industrie, avem nevoie și de turism, se dezvoltă foarte bine agricultura și zootehnia. Fondurile care se primesc de la APIA, de către cetățeni, de către fermieri, cum se numesc, sunt consistente. Ele ajung undeva de 60 de milioane de euro cât județul Hunedoara primește într-un an prin APIA bani.
De 60 de milioane de euro nu sunt de aici, de acolo. Alte domenii care pot să fie consistente, agricultura și zootehnia. Deci nu putem discuta de a merge pe o singură ramură economică. Eu cred că trebuie să mergem atât pe industrie, cât și pe servicii, cât și pe turism, cât și pe agricultură. Bineînțeles, și altele care au pondere mai mică. În momentul în care ne vom consolida câteva ramuri, și sunt deja câteva ramuri care sunt consolidate în județul Hunedoara, dar dacă vom reuși ca să accelerăm puțin pe dezvoltarea acestei ramuri, eu cred că viața cetățenilor județului Hunedoara va crește. Și suntem la ora actuală într-o destul de rezonabil, chiar și în turism, unde creșterea a fost consistentă în anul 2014 față de 2013. Mă refer la județul Hunedoara. Mă refer la industrie, care, iarăși, producția a fost destul de bună. Mă refer la agricultură. Știm că cel mai mare fermier din România, care are cele mai multe oi, este din județul Hunedoara. Da. Este domnul Andreșoi Dumitru, care avea la un moment dat 25.000 de oi plus miei. Probabil astăzi șeptelul este chiar mai consistent decât atunci. Deci sunt lucruri bune și în județul Hunedoara, pe care le fac cetățenii județului Hunedoara, pe care trebuie să le respectăm și pe care trebuie să le apreciem. Și trebuie să încercăm ca și noi să-i urmăm. Lucru pe care îl face bun un hunedorean, să încercăm să-l facem și noi. Nu trebuie ca să luăm de derizoriu și să spunem că alții sunt mai buni decât noi. Nu. Dacă muncim cu seriozitate, dacă ne concentrăm, dacă avem și cunoștințele necesare, eu cred că putem face lucruri foarte bune. Și eu cred că hunedorenii nu sunt cu nimic mai prejos ca cetățenii altor țări din Uniunea Europeană și încetul cu încetul vom vedea că evoluția economică, socială a județului Hunedoara va fi una corespunzătoare și vom simți în creșterea nivelului de trai. Vin sărbătorile, vine Crăciunul. Cum vă organizați la nivelul prefecturii? Unde vor face cei din prefectură revelion? Inclusiv prefectul. Nu știu unde vor face colegii mei revelion, fiecare în funcție de modul cum se organizează. Prefectul, din păcate, nu prea poate să facă revelionul, pentru că, în general, în perioada sărbătorilor sunt cele mai multe probleme și atunci nu pot să fi plecat, atunci trebuie să stai în județ. Atunci când e vreun cod, prefectul trebuie să fie acolo, nu? Da, bineînțeles. Dacă avem un cod, trebuie să fim aici. Noi suntem în permanență. În fiecare zi, când nu se lucrează în perioada sărbătorilor, sau eu, sau subprefectul, suntem permanență și nu putem pleca. Bineînțeles, dacă nu o să fie probleme deosebite, revenul voi petrece cu familia și sper ca anul care vine să ne aduc mai multe realizări și mai multe împliniri decât în acest an și lucrurile pe care le-am început în acest an să putem să le continuăm și alte lucruri noi să putem să demarăm în perioada următoare și pentru că suntem la o zi de Marea Sărbătoare a Românilor, Ziua Națională, în încheiere aș vrea să le urez un la mulți ani tuturor hunedorenilor cu ocazia zilei de 1 decembrie, chiar dacă astăzi suntem în 2, pentru că ieri am urat celor care au fost la manifestările la care am participat, astăzi le urez la toți. Și dacă nu o să mai pot să vin într-o emisiune noastră până la sfârșitul anului, să le urez la mulți ani și sărbători fericite tuturor hunedorenilor. Dragii mei, ne vom opri aici. Astăzi, prefectul județului Hunedoara ne-a spus câteva cuvinte despre bune, despre mai puțin bune și mai ales despre ce am reușit să realizăm. Și uite că suntem pe plus, cum s-ar zice, deci e de bine. Îi mulțumesc, domnului prefect, pentru amabilitate și am o invitație de a veni cel puțin o dată pe lună în anul care va veni să ne spună ce se mai întâmplă. Mai ținem și noi cont de ce păreri mai sunt într-o parte, în alta, că e bine să te uiți și la tine în curte, dar și la vecini. Dragii mei, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Mulțumindu-i încă o dată invitatului meu, domnul prefect Sorin Vasilescu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență și răbdare. La revedere pe mâine!